Nu mai rămâne o zi, iată mâine și dăm de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel și nici mă putere. Și ne rămâne o leacă și trece vara, vede toamna, o leacă secete, ne rugăm pentru ploaie ziua și sara, ziua și noapte, toată vremea. Doamne, primite ploaia spre Pământului și veselește fața Lui, încă nu e așa de strașnic, dar cât e mâna Dumnezeu. În fiecare an, undeva pe Pământ, sunt secete, sunt și ploi, sunt și bijelii, nu tot Pământul la fel. Dar Dumnezeu are grijă de noi și ne dă, dacă nu dă una, dă altceva. Numai decât ceva, dă și ne mângâie pe noi, cu bine sale. Ne cătăm, cum am zis în rugășiunea care sunt și cum așa, ne cătăm la toate fărtilegele noastre, ne cătăm la aceea că noi, ca niște rog nevrednici, luăm de la dânsul tot și nu vrem să dăm nimica înapoi. Nici o cinste, nici o slavă, nici o faptă bună, nici un gând la, să ridicăm mintea. Tot gândul nostru e îngreuiet cu grijă de vieții și plecat doar la Pământ și la nevoile noastre cotidiene, de fiecare zi. Azi Evanghelia despre un sutaș. Evanghelia asta e despre credință. Despre credință. Noi am putea să ne măsurăm noi credința cu credința sutașului care este de azi. Sutaș, azi era în Capernaum. Capernaum asta e pe malul Mării Galilei, în Galileea, la nord, la drumul de țări, Capernaumul, și mai este acolo. Tiberiada, pe malul Mării, Cana Galilei, o leacă mai încolo, tot în partea aceea de nord, Nazaretul, în partea de nord acolo. Abiat în Capernaum era un sutaș. Sutaș, ce înseamnă sutaș? Asta e cum era la noi rușii. Reginenții de ruși era locotenent, sau ce era? Era locotenent, starș leitenant, capitan, așa era sutaș, deci avea 100 de oameni. Reginent avem în unitatea lui. 100 de oameni. Odată și era soldat și era sutaș, el înseamnă că el era roman. Romanii acolo țineau armată, evrei nu aveau armată. El era roman, el nu era evreu, el nu știe de Dumnezeu deloc aproape, nu știe, nu avea părere. Nu era creștinat, nu știe despre Dumnezeu divin. Și auzând despre Hristos, că el face minuni, că merge pe acolo, pe dincolo, hrănește, face și celălalt. Apoi el a venit la Hristos și a zis, Doamne, iată, eu am un slug în casa mea bolnavă, vindecă-l. Și Hristos a zis, a să vii și a să vindec. Și atunci sutașul a spus cuvinte interesante, a spus, eu cred că pot să vindec și numai cu cuvântul. Nu trebuie nici mai să vii în casa mea, să te prinesc acolo, să fac nu știu ce, să ceremonii, nu știu ce. Dar numai ți-o un cuvânt și s-a vindicat. Și atunci Hristos a zis, ia uitați-vă la omul ăsta. E străin. Da, e străin. El nu e evreu. Dar uitați-vă și credința are. Voi ceriți minute în vremea de spune el evreu. Voi ceriți minute ce? Ia fă un minut și ați crede că tu ești Hristos. Fă un minut. Sau faci ea. Sau arată chiar nu ce nici, în afară el ce? Arată nouă pe tatăl și nu te crede în tine. Arată tatăl. Și tot a zis, atâta vreme eu sunt în tine și tu nu cunoști că tatăl este într-un mine și eu într-un tatăl sunt. Și, dar și sutașul ăsta era de altă parte, zis eu, Doamne, cred, simplu zis, nu spus că eu sunt mare filosof acolo sau cine sunt eu, ce mai fac eu, dar eu cred că tu poți cu cuvântul să-l vindeci. Și tot zis, mare este credința ta, ia uitați-vă la credința lui. Și zis că în ceasul acela, în ceasul acela, sluga lui s-o tămăduie. Și aici nu se termină, dar Hristos văzând credința omului ăsta, zis, vai, uitați-vă și interesant. Vă spun adevărat, vă spun vouă, că mulți vor veni de la răsărit și de la apusuri și vor intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Dar fii împărății care sunt cu bine să intre, care aceia care știu legea, noi care știm legea, iată aceia vor fi aruncat acolo unde este scrâșnirea dinților, întuneric și pierdere și scrâșnirea dinților. Iată o spus Hristos. Și de fiecare dată când știm Evanghelia asta, că e în fiecare duminica patru, după duminica mare, ies și ești în fiecare an. De fiecare să-l citim, apoi noi ne punem alături cu sutașul ăsta, zicem, Doamne, ce interesantă lumea asta. Uite, sunt oameni păgâni care nu știu de Hristos, dar care au credința în sufletul lor. Despre asta spune Apostolul Pavel, în trimitere sale, el spune că păgânii care nu au avut legea, se vor mântui cu legea sovestei, cu avut legea sovestei. Între noi nu sunt oameni care nu sunt creștini, care nu mă înțeleg, dar sunt foarte, foarte mari soveste au. Cât s-au cunoscut noi de ăștia, uimă de oameni, academicieni, la San Petersburg, acolo era atât strâns și grămadă, vineau la, de-am la bătăleț, vineau la biserică, Dumitru Hrăcaiciov, vă știți poate, cât i-au făcut el, atâtea studii are, atâtea descoperiri făcute, Hrăcaiciov, Dumitru Hrăcaiciov, Adierință, Serghei Adierință, aici în genere e un cărturar mare, și el,
Stăteam la urmă, se duce la, la biserică și știa apostol la biserică. La apostol știa apostol la biserică. Aveți, care dinerețul lui a fost comunist și a fost lepădat. Dar iată, e prin sovestea, legea sovestei, i-a adus la legea lui Dumnezeu. I-a adus la legea la lucrurași lui Dumnezeu. Interesant. Și Hristos spune că mulți vor veni de la apus, la miază noapte, care nu au cunoscut, care nu au știut. Și vor intra în părăția lui Dumnezeu, dar și care au cunoscut. Și au zis, ei, asta mai este greze, până la moarte mai este, ia să mai fac eu și ia să mai fac iar ceva, încă acolo, pe dincolo, iar de aceea vor trece de alături. Aceea vor fi aruncați, acolo unde este unde, pentru că noi am știut, am cunoscut, dar când am dat spate și m-am zis că hai să mă leac, e păi, la bătrâneță. Ia că asta, lăsarea asta, fie. Iată lucrul ăsta îl spune Hristos azi. Într-adevăr, nu ți-o nimic, dar spun, ești Sfântul Samson. Samson, ți-a zis, nu vrei Samson? Voi legeau din Biblie, urma la Hristos, dar după Biblie, după Noul Testament, iată, vă trece în anii 530. Asta era vremea împăratului Justinian, Justinian cel Mare, a fost mare împărat, creștin, foarte creștin a fost Justinian. Apoi, părinții lui erau la Roma, da, probabil că erau creștini sau nu știu, dar el a primit credința și s-a învățat meșteșugul vindecării, că putea vindeca. Și o părăsit Roma, o părăsit casa pe părintea, s-a murit părinții, o împrăștie tot la săraci, dar tot la cel de acolo. Avea și roi, erau bogați, aveau mulți roi. L-a liberat robii, odată la Curăția și s-a dus la mănăstire, dar nu a venit la mănăstire, dar a venit în Constantinopol și acolo a făcut o chilie deodată, așa încăpătoare, și în chilia asta, el se numește Samson Stranopreimeț, Stranopreimeț, primitorul de săraci sau primitorul de cădători. Și aici, așa că eu la Constantinopol, dar mulți eu acolo, eram împărat acolo, vine un fel de fel de oameni. Dacă așa vei când v-aș spune, în Bucușlanul era, vine un fel de fel de oameni, că apoi era capitală, îl zicem câți. Și dacă era creștin, apoi îl știe prin Dăsuleanu și îl zice că nu mai prinde pe noapte aici să șer. Vine cu așa, vine cu așa. Dacă era bolnav, îl și cerceta. Îi spune, dacă era asta, pe asta, dacă n-a fost, dacă el cunoște. De mulți o tămăduit, păi și împăratul Justinianu a aflat, era bolnav, avea o mână bolnavă. Nu putea mișca mâna. Și o chemat Justinian pe dânsul și zice că el i-a pus mâna pe mâna lui, s-a șugat, a zis o rugăciune, și după asta mâna s-a pomăduit, Justinian împăratul. Și-a zis, iau-te și vrei tu să-ți dau eu ție, și îți mulțumesc. Dar a zis, împăratul nu da nică, dar dacă vrei tu o condiție, că vezi, eu privesc aici, n-am eu în condiție aici. Dar fie tu ceva mai mare, așa. Și împăratul a făcut un azil frumos, l-a pus pe dânsul acolo, și el a îndrumat, a tăbăduit, după moartea lui încă, a rămas, el a lăsat testament, că aici tot așa scrungeți mai departe. Și după ce i-a ajutat poporul, cred că i-a ajutat, el nu știu de unde putea el să iei bani, dar și de oameni, sau poate și bolnavă sau acolo ceva, erau mulțumitori oameni. Apoi după moarte i-a lăsat testament și zice că așa care au rămas după dânsul, nu prea grijă. Așa și este, este unul care are, dar după dânsul le-au venit altul care nu mai este așa, îi voleacă altul. Și zice că noaptea este rădată în vis, Samson, la așa, și-a zis, ești trânda, iată, nu îngrijești de tine. Trebuie îngrijiți. Că Dumnezeu o să răspătească cu dragoste, că ei s-ai răspătă, dar tu îngrijești. Și zice că l-a pus pe roate, pe așa, și după asta s-a pus pe, iată, Samson, primitorul de săraci. Noi mai primim săraci, am avut drumeții, unde primim noi, dacă nu sunt drumeții, am avut drumeții, vine cu mașina, mâncat, băut, trecerea. Unde-i vremea aceea, când mergeau pe drum, spune săracii, ce? Mă duc la Ioana, niște trei sate, niște trei sate, ea că e însurat la Corodește sau acolo sau dincolo. Și spun eu, de țâmbă, țara, cu sumcă, cu găinușă, sumcă, cu ceva, cu așa, deci, și merg eu o noapte întreagă, părinții noștri, și la mănăstire, așa, noapte, pe jos, deci, merg eu și acolo când ajung eu, sigur, cu oameni erau pregătiți, îi prim eu, amul nu mai este asta, amul dacă mă avem noi, am avut măcar 5 minute să-i prindem pe cei care vin așa, la noi uleacă. Dar nici 5 minute nu găsim noi, când suntem ocupați. Nici n-am când stă de vorba. Dacă mă așteaptă și alam sau și alam sau și alam, și nu mai ai când să faci lucrul ăsta. Iată și prin asta, vedeți, biserica are și așa modalitate de sfințire. În afară de cuvioși, în afară de mucenici care au vărsat sângele, în afară de apostoli, de doctori fără de argenți, de alții, apoi iată are și nivelul ăsta de sfințenie, primitori de săraci sau primitori de drumeți. Și cu asta puteți să faceți multe. V-am spus că nu să vă povestesc la Moscova, la Ucos, că am uitat cum a chemat pe dânsul, n-am fost la dânsul. Dar atât că a zis eu la Moscova, a zis eu la fratele ăsta. Așa ce fratele din Adi sau cum a chemat pe dânsul, nu știu cum a chemat. Mulți îl știu, tare mulți îl știu din Moldova pe dânsul.
Кажучи вам, мозг пошла в дурнит, че, ой, я как честно молдовал, начала тело принять. Шел ты пец, пец, и приле, и пуня, ну, че приле, и приле. Trebuie să doarmă undeva, unul ce în străin, dar unde îți dormi? La gară, la gară, poți să dormi. Dar și la gară, n-ai dormi acum, n-ai nici pat, nimic, nu e greu pentru asta. Și sărașii sunt ușor să spune eu, spune din călătorii ăștia, vreau să ce cu barfe, și știu unde dormi, era pe un pot la marginea orașului și se vrea în burlani și alea. Acolo, pe 2, 3, pe 4, pe 5, în burlani și alea dormi eu noaptea, sub potul și alea. Nu știu pe el, dar ce mașini, acolo orașul, ia să trece mașina. A dormi eu neacă, iar trezei. Dar ia ca este aprat, nu este primit. Așa că și în ziua de azi, iată, noi am putere să facem. Sigur că nu fiecare poate să facă, dar unul are dar de asta, altul are dar de a îngrijit un sărac, altul are dar de a se duce la un străin, de a vindica un, nu știu, un orb, de a îngrijă de un orfan, de a da niște chimul. Dar fiecare și ce mai face, trebuie să facem. Că ce nu putem face, Dumnezeu nu așa. Dar ce am putut face, Dumnezeu așa va face. Deși în putința noastră, așa ia să facem și noi. Vă dăi Dumnezeu sănătate la toți, vă dăi putere. Mâine seara facem de cernia și marți, Andreea, ca Sfinții Apostol, Pietru și Pavel. Și după asta ne-am urmă, ne coborâm în spiritual. Așa de încerc pe leacă. Cu biserica, nu vă pot spune, că nu vreau să țin tema asta atâta vreme la vă țin importanță cu asta, voi până am iat Anghelie Mișa, o strângeți partea, poate fi altă, nu spus nevoastră. Dar noi n-am strâns în țară, dar să începem a strânge. Poate până în toamnă să strângem. Deci noi, datoria mai o avem, 100 de mii avem, dar eu trebuie 130 de ani, da? De acum 130 de mii se dă. Și să strângem măcar 200 de mii, să strângem și să poate până iarnă să punem măcar un rând, doi cotileți, să nu șadă, să se poate putea și n-am făcut nicăia pe noi. Dar îmi trebuie să cel puțin 200-300 de mii. Ei, ca să aducem potireții acasă și să găsim brigată. Nu găsim, o rugat tot pe omul ăsta. Dacă am găsit și el, că el la mine mi-a spus că are lucrători, dar dacă, nu știu, poate doamnă s-o păși, s-o mai întoarce. Lucrătorii mari, mari problemă. Și sunt foarte mari prețuri. Foarte mari prețuri, sunt foarte mari. Trebuie, ceea ce strânge noi, asta e uticătură. Dacă nu găsim, am spune la biserică, am spune noi, am să căutăm oameni, poate, care să ne ajute, la metropolii, de la existat locul și poate măcar vă 200-300 de mii să strângem și să spunem cât, măcar câteva rând de cochilet. Și apoi mai strângem la iarnă, iarul datul mai clar. Nu vă spărați de asta, nu vă mirați. Nu vă șeri bine ceea ce nu puteți face, dar care poate și care puși. Și aveți dragoste. Pentru că aici cât să mântui. Cât tare. Noi avem încă 20 de ani. Dă doamne 10 să mai trăim. Și plecăm de aici. Am lăsat tot, dar toată viața, mai câți bani am vrut noi în gospodăria noastră. Oare numai 1.000 de lei, oare numai 2.000, dar în magazin câte mii și milioane de lei dăm noi magazin pentru mâncare, pentru băutură. Și când ne-am dus și acolo să dăm noi nică, asta nu-i păcat pentru noi. Așa că și putem, și poate și ceilalți, ai avut, dar și care au urmă, mai dau și ei acolo și mai pot. Dar biserica trebuie să facem noi satul sfântic, că nimeni n-a să fie. Nimeni. Care poate, care dorește la acolo, mai dă cu ceva. Așa, dar noi trebuie să facem. Dacă nu punem noi inima și suflet în trânsa, atunci e greu să facem. Atunci se dureze multă, multă vreme de construcție. Dumnezeu să ne ajute și nevoastră vă ține pe urmă. Slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție Dumnezeul nostru.